Salut! Odată cu venirea sezonului rece, întâmpin o altă problemă. O problemă comună pe care cu siguranță o întâmpinați și voi. Este problema combaterii șoarecilor de grădină. S-a răcit afară și aceștia acum încep să caute adăpost în magazile, în cămările, în șoproanele noastre. Așa că astăzi am achiziționat momeală pentru rozătoare. Momeală pe care o voi distribui în mod uniform în interiorul magaziei pentru a combate acest dăunător. Momeala conține niște pliculețe. Pliculețe cu substanță care va combate șoareci. Și voi amplasa câte un astfel de pliculeț din loc în loc în interiorul magaziei. Pentru ca șoriceii să o găsească și să se bucure de ea. Și să ne lase pe noi în pace. Să scăpăm de prezența lor. Pentru că oricât ne-ar fi de dragi, noi dorim în magazia noastră, cu alimente în special. Așa că pun această momeală pe o suprafață cât mai mare, pentru ca șoarecii să intre în contact cu ea și în felul acesta să emigreze spre alte ținuturi mult mai prielnice și să ne lase în pace. Cred că este suficient. Am pus cam peste tot. Așteptăm acum ca șoriceii să se înfructe din ea și să ne lasă. Nu uitați că după utilizarea acestei substanțe, după ce ați intrat în contact cu ea, mai ales dacă ați intrat în contact cu mâinile goale, așa cum am intrat eu, să mergeți imediat să vă spălați pe mâini cu apă și săpun. Este foarte importantă protecția dumneavoastră. Aveți grijă de sănătate. Atât pentru astăzi. Multă sănătate!